Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la Jurnalul Știrilor de la Făgăraș, sunt Mihai Maga. Un muncitor și-a pierdut viața astăzi după ce a căzut de pe o schelă de la o înălțime de 8 metri. Omul lucra la o sală de sport a unei școli din Predeal, s-a dezechilibrat și a căzut în gol. Un echipaj smurd a sosit la fața locului, iar medicii au încercat să resusciteze victima, dar în zadar. Leziunile în urma impactului au fost fatale bărbatului. Inspectoratul Teritorial de Muncă a deschis o anchetă pentru a cerceta dacă omul era angajat al unei firme de construcții și în ce împrejurări s-a produs accidentul. Accident de muncă la Predeal. Un muncitor în vârstă de 40 de ani a murit după ce a căzut de la 8 metri înălțime. Tragedia s-a petrecut în această dimineață în jurul orei 8 și jumătate. Potrivit informațiilor oferite de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Brașov, capitanul Ciprian Sfreja, muncitorul a căzut de pe o schelă de la o înălțime de 8 metri în timp ce lucra la o sală de sport a unei școli generale din Predeal. La fața locului a sosit un echipaj smurd, iar medicii au încercat în zadar să-l resusciteze pe bărbat. Leziunile grave în urma impactului cu solul i-au cauzat moartea. În prezent, Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov a deschis o anchetă pentru a verifica în ce condiții lucra bărbatul și dacă au fost respectate normele de protecție a muncii. Mai mult, ce statut avea omul în firma care executa lucrările. Afacerile de apartament vor fi taxate mai mult din 2016. Autoritățile pregătesc agenților economici o adevărată revoluție fiscală. Făgărașul și așa pe butuci din punct de vedere economic, în lipsa investitorilor va fi grav afectat, susțin întreprinzătorii particulari autohtoni. Unii dintre ei, care au mici afaceri la partere de bloc, spun că se descurcă din ce în ce mai greu. Proprietarii spațiilor în care se află frizerii, magazine de cartier, cabinete notariale și de avocatură, cabinete medicale și alte afaceri cu sedi în apartamente vor plăti impozite pe proprietate mai mari de anul viitor. Încă nu se știe câte bănci, șaurmerii, frizerii, magazine de colț, cabinete stomatologice, notariale sau de avocatură își desfășoară activitatea în apartamente sau case deținute de persoane fizice. Din această cauză, Ministerul Finanțelor vrea să stabilească impozitele pe clădire în funcție de destinație și nu de proprietar. Vor fi noutăți în ceea ce privește aplicarea noilor prevederi ale codului fiscal începând cu 1 ianuarie 2016. Din punct de vedere al impozitării, noutățile sunt mai mari din punct de vedere al impozitării clădirilor. Se vor impozita în mod diferențiat cu un nivel mult mai mare de impozitare clădirile nerezidențiale. Adică cei care au sedii de firmă la case, la apartamente, vor datora un impozit mai mare. Spre exemplu, în cazul unui apartament de 55 de metri pătrați, în prezent atât familia care locuiește într-un astfel de spațiu, dar și o frizerie, plătesc același impozit de aproximativ 130 de lei. Dacă vor fi aplicate noile metode de calcul, atunci este posibil ca familia să plătească în continuare 130 de lei. În schimb, frizeria să datoreze primăriei câte 2000 de lei în fiecare an. Cheltuielile cu impozitarea vor fi mai ridicate și probabil o să le afecteze afacerea și mulți e posibil să renunțe la afaceri. În baza de date nu avem toate modificările în sensul de a se preciza la rol destinația fiecărei clădiri. Vom fi nevoiți să apelăm la sursele de informații de la instituțiile autorizate ale statului. Este necesar un număr mult mai mare de personal să opereze la rol, astfel încât să putem începe colectarea impozitelor pentru anul viitor în termen util, să aibă și cetățenii posibilitatea să achite cu bonificație. Vor scăpa de impozite mărite micro-întreprinderile și persoanele fizice autorizate care și-au trecut sediul social la adresa de domiciliu, iar proprietatea nu este folosită decât în scopuri personale. Cei care au înregistrate persoane fizice autorizate, micro-întreprinderi sau firme în apartamentele în care locuiesc, vor plăti impozite majorate doar dacă acestea desfășoară activități comerciale în casă, adică dacă întreținerea sau facturile la utilități sunt decontate pe firmă, nu și dacă aceasta este doar înregistrată acolo și sunt plătite de locatar. O mașinărie specială de produs suveniruri îți pune ștampila pe vizita la cetatea Făgărașului. Cam așa s-ar putea descrie aparatul adus la castel, pentru a imortaliza cele mai semnificative embleme ale monumentului istoric și ale Făgărașului, pe o monedă goală. Pe cât este de simplu acest aparat, pe atât e de ingenios. E foarte ușor, turiștii aleg o imagine din trei posibile pentru a-și inscripționa moneda și pleacă apoi acasă cu o amintire unică.
Turiștii care ne vizitează cetatea și care vor să aibă ca amintire pecetea monumentului istoric sau emblema Făgărașului, spre exemplu, au de acum această ocazie. Asta pentru că un aparat special de inscripționat monede a fost adus la castelul medieval pentru turiști. Cetatea noastră este printre puținele din țară care se poate mândri cu astfel de mașinărie. Suntem printre puținele cetăți, să zicem, din țară care dețin asemenea mașinării. În Europa este destul de frecvent întâlnită, dar la noi știu că mai există doar la Alba Iulia, la Hunedoara, la Castelul Hunedoara, la Râșnov și cred că la Peleș. Ce au de făcut vizitatorii care vor un astfel de suvenir? Să cumpere o monedă goală contra sumei de 4 lei, să o introducă în acest aparat și să aleagă apoi o imagine din cele 3 puse la dispoziție pe care o vor inscripționată pe monedă. Avem o mașină de făcut propriul suvenir, spunem noi, se cumpără de la magazinul nostru bănuțul care se introduce în mașinărie. Avem 4 imagini la alegere, cetatea, un blazon, stema Făgărașului și o imagine cu cetatea diferită. Și fiecare din vizitatori care doresc să-și facă propriul suvenir, să plece cu amintire făcută de ei, pot să opteze pentru această mașină de făcut suveniruri. Este încă o modalitate de promovare intensă a obiectivului turistic, mai spune conducerea muzeului. Pe lângă acest aparat, cetatea mai este scoasă în evidență prin intermediul site-urilor specializate, în care sunt prezentate expozițiile permanente și temporare, imagini cu sălile de expoziție, dar și cu cele nou inaugurate. De asemenea, la intrare lângă poarta principală, este deschis un mic magazin de suveniruri, de unde turiștii pot cumpăra vederi sau pliante cu cetatea, cu orașul și cu împrejurimile. Ediția de astăzi a știrilor cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Pentru a ne viziona și pe internet, aveți la dispoziție site-ul nostru impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. În continuare urmăriți emisiunea Nova Special. La revedere!